și domnilor, începe jurnalul Gorj TV. Iată câteva dintre subiectele zilei. A căzut prima zăpadă în județul Gorj, ninge serios și la această oră în sudul județului. Cum s-au mobilizat autoritățile și cum se circulă, aflați în câteva momente. Important astăzi pentru credincioși, de bobotează, bisericile au devenit neîncăpătoare, iar enoriașii au primit aghiazm. Ziua de bobotează este una cu totul specială pentru localnicii din Bengești-Ciucadia. Imagini și amănunte imediat. Ion Călinoiu încă nu are ușile deschise în Partidul Social Democrat. Deși oficial el nu a plecat din partid pentru că nu a depus o demisie și nici nu a fost dat afară, șeful organizației județene, Florin Cârciumaru, i-a transmis că doar Liviu Dragnea îl poate aduce înapoi. Declarații în jurnal. S-a așternut prima zăpadă serioasă și peste municipiul Târgu Jiu. Edilitara a scos utilajele pe drumuri încă de noaptea trecută și s-a acționat cu material antiderapant. De asemenea, autobuzele și troleibuzele au fost pregătite pentru sezonul rece. Funcționează sistemele de încălzire și, în caz de nevoie, autobuzele vor fi dotate și cu lănțuri. Oamenii străzii vor fi duși și ei la adăpost pentru a nu fi afectați de ger. O misiune mai dificilă au avut-o salariații de la drumurile naționale. Au lucrat la foc auto. Zonele care au pus probleme au fost, ca de obicei, de fileul Jiului, dealul Bujorăscu sau drumul spre stațiunea Montană Rânca. Hai, lăsăm mașinile să încălzească, să meargă înăuntru căldura, să ne zaburească geamurile. Acum n-am, mai dau și mătate de litru de benzină. Toți cei care au plecat la serviciu cu mașina s-au trezit mai devreme pentru a curăța autoturismele de zăpadă. Asta e datoria, asta e iernă, de-aia sunt de șoferi. Jumate din iarnă aproape s-a dus. Ce mai, ianuarie și un pic din februarie. Aurel Popescu, primarul interimar al municipiului Târgu Jiu, a făcut o evaluare împreună cu Marius Ionescu, director tehnic, și Traian Pătrășcoiu, directorul Aparegio, după prima zăpadă căzută în oraș. Datele din teren arată că nu sunt probleme deosebite în oraș, nu sunt probleme nici cu alimentarea cu apa orașului. S-a acționat cu material antiderapant pe toate străzile din Târgu Jiu, încă de la miezul nopții, cu 3 utilaje Unimog, 8 sărărițe și 2 tractoare cu mig. Angajații edilitari au împrăștiat clorură de calciu solidă pe trotuare. Primăria se gândește și la oamenii străzii care vor fi transportați la Casa Iris. Deși o parte din locurile disponibile la Casa Iris sunt ocupate, totuși reprezentanții instituției dau asigurări cu privire la faptul că vor fi asigurate și onorate toate solicitările în unitate existând și staci de dormit. De asemenea, polițiștii locali vor intensifica acțiunile de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost. Și autobuzele de la Transloc au fost pregătite pentru circulația de iarnă. Pregătiți pentru situația în care vor fi ninsori abundente, sunt și reprezentanții Transloc. Conducerea acestei societăți dă asigurări cu privire la faptul că mijloacele de transport în comun sunt dotate corespunzător, sunt prevăzute cu sisteme de încălzire, iar în situația în care stratul de zăpadă va depăși 30 de centimetri, trolele vor fi dotate cu lanțuri antiderapante. În ceea ce privește starea drumurilor naționale, pe acestea se circulă în continuare în condiții de iarnă. Drumarii au intervenit în forță în ultimele ore. ...34 de utilaje au intervenit până acum și a fost răspândită cantitatea de peste 300 de tone de material antiderapant pe DN66, DN67, DN67B, DN6B, DN67C și DN67D. Dacă se va impune, vom lua aceste măsuri de restricționare a circulației pe anumite sectoare de drum, deci dirijat, nu vom bloca drumurile, le vom închide controlat și vom... însoție atunci dacă se impune participanții la trafic, în mod deosebit pe zona stațiunii Rânca. Sigur, recomandarea mea este să încerce să ajungă ziua la munte, dar mai ales, așa cum spuneau și reprezentanții Poliției Rutiere, reprezentanții Ministerului de Interne, apelurile făcute, autovehiculele, autoturismele echipate de iarnă, cauciucuri de iarnă, lanțuri antiderapante pentru Rânca sau, mă rog, 4x4. Drumarii supraveghează în permanență zonele mai sensibile în sezonul rece. Este vorba în special despre drumul național 66 Rovinar Bumbej-Jiu, defileul Jiului, drumul național 67 Târgu Jiu-Drobeta Turnul Severin, drumul național 67B Scoarța Drăgășani,
Botoșani, drumul național 67C Novaci-Rânca și DN67D între Târgu Jiu și Valea Cernei. Codul galben a mobilizat toate forțele din județul Gorj. Până în această seară, județul nostru se află sub atenționare de cod galben de nisori și viscol. Ministrul Afacerilor Interne i-a trasat prefectului județului Gorj, Gheorghe Paraschivu, să ia mai multe măsuri. Printre acestea, asigurarea permanenței la toate primăriile din județ. De asemenea, medicii, salvamontiștii, drumarii, polițiștii și toate forțele sunt pregătite să intervină în cazul în care va fi nevoie de sprijinul lor. Avertizarea vizează nisori însemnate candidativ și local viscolite. De asemenea, este emisă o avertizare meteorologică de cod portocaliu. Reprezentanții instituțiilor din Gorj au participat astăzi la o videoconferință cu ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan și secretarul de stat Raed Arafat. Aceștia i-au transmis prefectului Gheorghe Paraschivu să le traseze sarcină primarilor să asigure permanența în instituții. Mai am rugămintea să aveți foarte clar situația utilajelor și stocurilor de care dispun autoritățile locale. Dacă acele utilaje sunt dotate corespunzător, dacă sunt suficiente și dacă pot încheia, atunci când se impune, cu cine pot încheia contracte de prestări servicii. Important este primarilor să asigure. Deja le-am transmis. Să ia toate măsurile necesare pentru ca în toate localitățile să nu fie probleme nici legate de viața persoanelor și nici legate de drumurile comunale. Și serviciul județean de ambulanță este pregătit. Dacă va fi nevoie, echipajele vor fi suplimentate. Noi avem tot parcul auto pregătit de iarnă, sunt pregătit atât cu anvelope cât și cu lanțuri antiderapante. Personalul știe să acționeze în asemenea situații. Dacă e cazul, aducem echipaje suplimentare de la domiciliu. De asemenea, a fost prezentată situația contractelor de dezăpezire a drumurilor comunale, județene și naționale. În acest moment, secția de drumuri naționale din Gorj dispune de un stoc de 800 de tone de material antiderapant, 2000 de tone de sare și aproximativ 70 de utilaje pregătite să intervină. Și salvamontiștii vor fi în alertă, mai ales în zona montană Rânca, unde sunt așteptați turiști la sfârșitul acestei săptămâni. De asemenea, pe poziții sunt polițiștii, jandarmii, ambulanțierii, reprezentanții CEZ, cei care asigură distribuția gazelor în județ, precum și oficiali de la Direcția Silvică. Drumarii fac apel către șoferi să circule cu prudență în această perioadă și să semnaleze la 112 dacă se află pe porțiuni cu polei ori înzăpezite. Ion Tudor, șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu, a explicat că drumarii vor interveni imediat pentru a curăța carosabilul, însă pentru a evita producerea unor accidente din cauza condițiilor drumului, conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție. Se anunță vreme geroasă și ninsori de la sfârșitul acestei săptămâni și pentru județul Gorj. Șoferii sunt rugați ca în această perioadă să semnaleze la numărul unic de urgențe dacă există porțiuni de drum cu polei. Astfel, drumarii vor interveni pentru a curăța șoselele. Sunt semnale că începe să ningă, nu vom scăpa de zăpadă. Avem o firmă puternică, prestatoare la această activitate de întreținere de iarnă, cu utilaje bune, foarte bune, cu oameni bine pregătiți. Avem o colaborare foarte bună și cu prefectura și cu Consiliul Județean, cu Primăria Municipiului Târgu Jiu în continuare, acum putem spune și cu Senatul României, nu? Dar și cu poliția. Apoi drumarii intervin în mai puțin de 15 minute, indiferent de zona unde sunt solicitați, de asigurări Ion Tudor. Mai bun, în 10-12 minute, în orice punct, pe orice drum național din județul Gorj, ne putem interveni. În 12 minute. Dacă cineva nu crede, oricând putem să facem acest exercițiu. Așa că dacă semnalați polei, puneți mâna pe telefon, oameni buni, e viața voastră în joc, e viața participanților la trafic și anunțați la 112. Noi nu suntem în permanență pe drum. Poleiul se formează de multe ori instantaneu. Trageți mașina pe dreapta și anunțați și noi intervenim imediat. Ion Tudor, șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu, a mai explicat că vor fi echipe care vor asigura permanența pe drumurile naționale din Gorj, însă pentru a evita producerea unor accidente de circulație, zonele cu probleme pot fi anunțate chiar de șoferi. O să fie zăpezi, cu siguranță, zăpezi mai mari. Rămâneți, vă surprinde zăpada pe drum și nu puteți să mai înaintați, nu intrați în panică. Utilajele vin și dezăpezesc drumul. Sau se creează poate alunecuș pe o pantă undeva. Nu intrați în panică. Nu rămâne decât să anunțați
ca noi să putem împreună cu organele de poliție, cu serviciul poliției rutiere, să venim în zonă și să intervenim. Sigur, noi efectuăm mereu activitățile de revizie pe drum. Dar nu ești, nu în permanență ești în zona respectivă. Chiar în ziua de Crăciun, un accident de circulație s-a produs la Țicleni din cauza poleiului. Din fericire, șoferul prins în mașină a suferit leziuni ușoare, însă autoturismul a fost grav avariat. De drumurile naționale se va ocupa în următorii 4 ani societatea Delta ACM din Slatina. Utilajele au ajuns deja în Gorj, au fost și la intervenții, iar materialul antiderapant este suficient pentru a trece cu bine peste această iarnă. Ziua de bobotează este una cu totul specială pentru localnicii din comuna Bengeș-Ciocadia. Acolo este singurul loc din județul Gorj unde întreg satul se adună la slujba de bobotează, chiar pe malul râului Gilord. Preotul sfințește apa râului, asemeni apei Iordanului, iar oamenii iau gheazma direct din râu. Tot acolo, cei mai curajoși dintre tinerii satului se aruncă în apele înghețate pentru a recupera crucea aruncată de preot. În dimineața de bobotează, localnicii din Bălcești, comuna Bengeș-Ciocadia, se adună pe malul Gilortului. Aici, preotul satului sfințește apa râului, asemenea apei Iordanului, iar oamenii își umplu sticlele direct din râu. Cel mai așteptat moment este cel în care cei mai curajoși dintre tineri se aruncă în apele înghețate ale Gilortului pentru a recupera crucea aruncată de preot. Anul acesta, doi tineri și-au testat curajul și au intrat în apă chiar dacă afară erau temperaturi negative. Cel care a scos crucea din apă se numește Marian Ciungu, are 30 de ani, este militar, iar de 8 ani consecutiv este cel care aduce crucea la mal. Tânărul spune că se simte foarte bine, iar până acum acest lucru i-a adus noroc. S-a purtat noroc faptul că ai prins crucea în fiecare an? Da, un noroc și pot să nu mă îmbolnăvesc niciun an și chiar sănătos, mă înțeleg toată lumea bine și plus toate bune sunt. Deci acum cam tremuri. Acum da, da. Știți cum este, când ieși din apă e mai frig. Preotul spune la rândul său că gestul tânărului îi va aduce numai bine. Tot aici și localnicii vin cu caii pe malul Gilortului pentru a fi sfințiți de preot. Da, 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 e apă din Gilort și acasă, astăzi se zice că cine ia apă din Gilort, orice apă e bună și e sfințită. Și e o tradiție și acasă când ne ducem, luăm apă, punem la păsări, la animale din Gilort și apă sfințită păstrăm pentru tot anul. Gilortul este singurul loc din județul Gorj unde tinerii intră în apă pentru a recupera crucea aruncată de preot. Poliția locală a intervenit în ziua de bobotează, dar nu pentru a face legea, ci pentru a le duce și în acest an apă sfințită bătrânilor sau bolnavilor din municipiul Târgu Jiu, care nu se pot deplasa. Câteva zeci de persoane din Ursați, Slobozia și Bârsești au primit și în acest an aghiazmă. Apelor se sfințește și desparte Iordanul și își oprește curgerea apelor sale, văzând pe stăpânul botezându-se. Ca un om mai venit la râu, Hristoase împărate și te sârguiești a lua botez de rob, bunule din mâinile înainte mergătorului, pentru păcatele noastre, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Un echipaj de la Poliția Locală a municipiului Târgu Jiu a mers la biserică pentru a lua apă sfințită, care a fost dusă apoi bătrânilor și bolnavilor din cartierele limitrofe. V-ați speriat când ați văzut polițiștii? Nu m-am speriat, că n-am avut de-a face, dar așa mi-e frică când mă văd, că dacă... N-am avut de-a face cu poliția niciodată. V-am adus apă sfințită. Da, vă mulțumesc. Ce să faceți cu ea? Păi iau și eu la zile mari. Aceasta nu a fost prima astfel de acțiune inițiată de poliția locală. În fiecare an, polițiștii locali se gândesc și la persoanele defavorizate din municipiu care nu pot să se deplaseze la slujbă. Este pentru al 7-lea an în care polițiștii merg cu apă sfințită la cei care nu pot ajunge la biserică. Poliția locală a municipiului Târgu Jiu s-a gândit și în acest an la persoanele care nu se pot deplasa la slujba din biserici pentru a putea să-și ia apă sfințită. După cum ați văzut, ne-am deplasat la mai multe persoane din cartierele componente ale municipiului Târgu Jiu. Vorbim atât despre Bârsești, Ursați, Slobozia. Persoanele au primit cu multă bucurie gestul nostru pentru că, așa cum ați văzut, sunt persoane singure, nu se pot deplasa la biserică, sunt persoane în vârstă.
cu probleme de sănătate și atunci gestul nostru a fost apreciat. Tradiția spune că aghiazma mare trebuie să se găsească în casa oricărui credincios. O parte din ea se păstrează în biserică, într-un vas numit și aghiazmatar, și e folosită de preot la o mulțime de slujbe. Cu această apă sfințită se stropesc persoanele și lucrurile. Este unul dintre cele mai importante praznice, deoarece are parte directă cu viața Mântuitorului. În ziua de bobotează, chiar Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat în râul Iordan de către Sfântul Proroc și înainte mergătorul Ioan Botezătorul. Ca toți oamenii și din zilele noastre și de mult, toți se botezau, așa și Mântuitorul a venit ca să împlinească legea la rândul său, supunându-se legii cele vechi, botezându-se la o vârstă de 30 de ani. În zilele noastre, creștinii se botează încă de aproape de cum se nasc. Bobotează și Sfântul Ion încheie perioada sărbătorilor de iarnă. Vești bune pentru salariații Complexului Energetic Oltenia. Sorin Boza, directorul general al companiei, anunță că minerii și energeticienii vor primi salariile întregi pe luna decembrie. Se vehicula că lefurile ar putea fi reduse cu 400-500 de lei din cauza faptului că fostul guvern nu a mai reușit să aprobe rectificarea bugetară la sfârșitul anului trecut. Sindicatele din cadrul companiei au avut ieri o ședință cu membrii directoratului și cei ai Consiliului de Supraveghere, care au promis că a fost găsită o soluție pentru plata integrală a lefurilor pentru ultima lună a anului 2016. Problemele legate de plata salariilor vin după concedierile colective din toamna anului trecut. Potrivit planului de restructurări, 2000 de oameni urmau să plece acasă, însă în final doar 802 salariați au fost disponibilizați. Ca atare, compania trebuie să suporte și cheltuielile cu cei 1200 de angajați care au rămas în continuare în cadrul societății. Ion Călinoiu încă nu are ușile deschise în Partidul Social Democrat. Deși oficial el nu a plecat din partid și nici nu a fost demis, șeful organizației județene, Florin Cărciumaru, i-a transmis că partidul merge înainte și fără el. Recent, Ion Călinoiu a declarat că poate fi util Partidului Social Democrat și este dispus să revină alături de acesta. Senatorul Florin Cărciumaru susține însă că o decizie se poate lua doar la nivel central de către Liviu Dragnea. Deci eu față de domnul Călinoiu am aceeași stimă și respect, îl consider în continuare un prieten al meu și un prieten al tuturor membrilor PSD. În ceea ce privește viitorul, deocamdată nu comentez până nu purtăm o discuție cu dânsul, o discuție foarte serioasă cu dumnealui, cât și cu președintele partidului la nivel național, cu domnul Dragnea. Există șansă să revină în PSD? Nu știu, asta nu depinde de Cârciumaru sau de organizația de la Gorj. Fosta primăriță din Alimpești și-a găsit repede loc de muncă după ce a pierdut alegerile locale. Elena Mosor este consilierul personal al actualului primar, însă cu normă întreagă consiliază un alt edil din Vâlcea. De altfel, fosta primăriță a ieșit deja la pensie, dar susține că le poate face pe toate. Declarații după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe Gorj TV! Ne-am întors la jurnal. 64 de familii din Târgu Jiu vor primi în această primăvară o locuință socială în municipiu. Blocul din zona Ciocârlău este gata, a fost semnată deja și recepția lucrărilor, iar în perioada următoare se vor stabili și beneficiarii acestor locuințe. Doritori sunt mulți. Peste 1700 de cereri prin care oamenii solicită un ANL au ajuns până acum la primăria Târgu Jiu. Municipalitatea promite și alte locuințe sociale în acest an. În total, 64 de locuințe vor fi distribuite celor care au depus dosarele pentru o locuință ANL. Toate documentele au fost finalizate urmând ca o comisie din cadrul primăriei Târgu Jiu să stabilească și care sunt beneficiarii acestor locuințe din zona Ciocârlău. S-au luat toate măsurile pentru alimentarea cu energie electrică și alimentarea cu gaz. Recepția este făcută, recepția finală a blocurilor este făcută. În momentul în care terminăm și aceste două lucrări, lucrarea de alimentare cu energie electrică și alimentarea cu gaz, undeva spre sfârșitul lunii ianuarie, probabil, se va trece imediat la predarea unităților locative.
Investiția privind realizarea celor două blocuri se ridică la 6 milioane de lei fonduri guvernamentale. Lucrările de construcție au fost demarate în martie 2015. Sunt cele 64 de unități locative, sunt finalizate, sunt într-o stare foarte bună. În zona Ciocârlău sunt cele două blocuri de locuințe sociale. Amenajarea peisagistică a fost realizată. Sunt garsoniere cu o suprafață destul de mare. Amenajarea peisagistică a fost realizată, un loc de joacă, locuri de parcare în zona respectivă. Deci, din acest punct de vedere, totul este finalizat. Mai sunt doar cele două elemente de finalizat. La data de 15 ianuarie, comisia care stabilește criteriile de departajare și în baza punctajului care s-a stabilit prin hotărâre de Consiliul Local, se vor stabili persoanele care vor primi câte o locuință socială. Doritori sunt mulți. Sunt pentru locuințe sociale și ANL-uri sunt peste 1700 de cereri în acest moment. E adevărat că s-a mai făcut o situație acum, e posibil să mai fi scăzut, pentru că unii dintre cei care au făcut solicitări și-au achiziționat de pe piața liberă și atunci ies din această situație. Alte persoane și-au cumpărat terenuri și și-au construit case, deci e posibil să fie ceva mai puțin, dar mai sunt destul de multe cereri. În Târgu Jiu mai sunt două blocuri de locuințe ANL în zona Narciselor în construcție. În primăvară vor mai începe lucrările pentru alte două blocuri de locuințe ANL. Municipalitatea promite că până la sfârșitul anului va încerca să atragă fonduri europene pentru construcția altor blocuri în cartierul Narciselor. Fosta primăriță din Alimpești și-a găsit repede loc de muncă după ce a pierdut alegerile locale. Elena Mosor este consilierul personal al actorului primar, însă cu normă întreagă consiliază un alt edil din județul Vâlcea. De altfel, fosta primăriță a ieșit deja la pensie, însă susține că le poate face pe toate. Timp de 26 de ani a condus Elena Mosor primăria Alimpești. De altfel, a ajuns o modă în administrația locală din Gorj ca foștii primari sau perdanții de la alegeri să devină consilieri primarilor care au fost votați de oameni. Elena Mosor a fost primarul comunei Alimpești până în 5 iunie 2016, când a pierdut această funcție în urma alegerilor locale. Nu a putut sta departe de primărie nici după eșecul din vara anului trecut. Actualul primar liberal, Daniel Florea, i-a solicitat sprijinul. Astfel că Elena Mosor este acum consilierul său personal. Deși ea face parte din PSD, susține că nu este nicio problemă că acum îl consiliază pe rivalul său de la PNL. Nu contează, mai consiliere pe probleme de specialitate. Aș fi închis publice accesare fonduri europene. De ce să purtăm frică și ură? Pentru că este comuna în care m-am născut. Eu nu m-am născut, am venit acolo, dar primarul s-a născut acolo. Da. Și înseamnă că amândoi trebuie să contribuim corect. Păi asta este legea, domnule, asta e democrația, nu ne mai obișnim niciodată cu ea. Nu v-a supărat că fac dar de ce să nu supăr? Chiar noi am avut o relație corectă și în campanie. Păi ce să ne certăm? Chiar mă interesează să prospere comuna Alimpești și chiar l-ajută primar cu tot sufletul. Daniel Florea, primarul din Alimpești, spune că a avut nevoie de experiența fostei primărițe, mai ales în privința fondurilor europene. Problema că atunci, în iunie, aveam de încheiat două proiecte pe fondurile europene. Da? Ce proiecte? Cu drumurile de tarla și reabilitare primărie. Am considerat că aveam ultima tranșă de bani care am luat-o la începutul decembrie și știți cum e la fonduri europene, na, tot trebuia acte. Eu, fiind și eu la început la astea, nu am fost dușman, am fost contracandidat, nu m-am acceptat nici cu felul meu, nu-i așa? Am considerat că e bine ca să, pentru ultima tranșă, să... Da, și apoi s-a plecat la alunul. Știu că e contractul, știu că l-am semnat pe 6 luni, nu știu, 23 iunie, am semnat de că
în jur de 15 iulie. Și acum, omenește, vorbim de experiență de 25 de ani, că n-am făcut numai rele sau numai... Ai nevoie. Eu vin din mediul privat, nu am avut așa experiență, ca să zici că... Deci nu am făcut nicio crimă, n-am făcut nicio lege, am permite așa ceva. Primarul din Alimpești nu este singurul pe care îl consiliază Elena Mosori. Ea mai este de asemenea consilier personal și al primarului comunei vecine, al 1 din județul Vâlcea, condusă de Cristian Birăruț, de la PSD. Niciun primar nu e calificat în toate. Cum niciunul nu suntem atoșteutori în toate domeniile de activitate. Și dacă legea a permis primarului să aibă un consilier personal, înseamnă că este totul în regulă. Eu am fost primar 26 de ani. Vă dați seama că cred că nu se ajunge. Eu fac cu tot dragul pentru fiecare dintre cei doi primari. Practic o fac în misiunea mea, sarcinile mele de serviciu, dar în același timp întotdeauna trebuie ca sarcinile să nu le faci furtuit, adică doar pentru că sunt așa. Trebuie să le faci cu suflet, să te gândești la rezultatele care vin în urmă. Domnul primar de la Alonu este jurist, este un băiat destoinic, este și de la partidul meu PSD. Eu mă duc zilnic și acolo, am program stabilit de primar, asigur și sâmbătă și duminica pe problemele care vin din partea comunității pentru primar, pentru că în orice unitate administrativă teritorială, în orice primărie trebuie să existe o permanență. Oamenii au nevoie și în zilele, în afara programelor de lucru, de tot felul de probleme. Elena Mosor este angajată cu normă întreagă la primăria Alunu și cu o jumătate de normă la primăria Alimpești. De asemenea, fosta primăriță a ieșit la pensie, dar spune că are energia necesară pentru a face față celor două locuri de muncă. Nu mai am niciunul până la pensionare. Am ajuns la pragul de pensionare și m-am pensionat. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mai muncesc. Fiecare om trebuie să muncească atâta timp cât poate. Nu este împotriva legii. A devenit o modă printre primarii din Gorj care au pierdut alegerile locale să rămână la conducere ca secunzi ai actualilor aleși locali. Ion Iordache este consilierul personal al primarului din Turceni. Acesta face însă muncă de voluntariat pentru că nu este plătit pentru asta. Iordache a fost primar ales pe lista PNL la Turceni, iar actualul primar este social-democrat. De ce să nu ne bucurăm de experiența acestor oameni? Că tocmai vorbeam despre asta. Domnul Iordache, în momentul în care a ieșit primar și la terminarea mandatului, oamenii au avut destul de multă încredere în dânsul, bar chiar foarte multe persoane au venit în 2012 și l-au rugat să meargă în continuare să candideze, să fie primarul acestui oraș. Dânsul nu și-a mai dorit acest lucru. La fel stau lucrurile și la Negomir, unde fostul primar Ion Gruescu nu a mai candidat, însă are un post asigurat la primărie. Îl consiliază pe cel care a câștigat alegerile pe 5 iunie 2016. Eu am considerat că 20 de ani e de ajuns, 5 mandate de primar. Într-o localitatea n-a avut nimic, deci situație dezastruoasă. În ceea ce privește mai ales infrastructura, n-am avut niciun milimetru de drum modernizat, vorbind la drumul județean. Și la Consiliul Județean încă mai este păstrat acest exemplu. Ion Călinoiu, fostul președinte al Consiliului Județean, este consilierul lui Cosmin Popescu, actualul șef al instituției. Chiar dacă Ion Călinoiu a candidat independent la alegerile parlamentare din decembrie, fapt după care a intrat în disgrațiile conducerii, în timp ce Popescu este încă membru PSD. În acest an ar putea fi gata și varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Muncitorii vor reveni de luni pe șantier. Lucrările sunt însă blocate în instanță într-un punct important și există riscul ca cele efectuate până acum să se degradeze. În schimb, doi proprietari de case au primit deja banii de la companie și au cedat locuințele. În primăvară, drumarii vor începe și demolarea caselor care sunt în traseul viitoarei centuri. Pentru construcția variantei ocolitoare s-au folosit beton și asfalt fabricate în Gorj. Varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu ar putea fi gata în această toamnă. Constructorii vor veni la muncă la începutul săptămânii viitoare și vor fi efectuate lucrări care se pot desfășura și în sezonul rece. Ion Tudor, șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu, a explicat pentru Gorj TV care este stadiul lucrărilor. Până săptămâna viitoare nu se efectuează nicio lucrare, au fost plecați constructorii acasă, era și firesc, au fost sărbătorile de iarnă, dar de luni se vor prezenta și vor începe lucrările acolo unde timpul permite. Sigur că mai este de lucru și ar merge foarte bine lucrările dacă n-am întâlnit acele obstacole create artificial de anumite persoane. Dacă marea majoritate a oamenilor au înțeles, cei care vor fi expropiați și demolați, și chiar avem case unde am și demolat.
Există însă și probleme pe șantier. Lucrările sunt blocate în zona Amaradia după ce unul dintre expropiații din zonă, nemulțumit de prețul oferit de stat drept despăgubire, a obținut în instanță o ordonanță președențială de stopare a lucrărilor. De altfel, mai mulți expropiați au apelat la instanțele de judecată pentru a primi mai mulți bani pe terenuri și case. Alții au acceptat deja banii pe care îi oferă statul. Avem o situație la zona râului Amaradia greu de înțeles pentru toată lumea. Cred că din răzbunare, nu știu, din invidie, din răutate, persoana de acolo, proprietarul unui teren, a făcut tot ce a fost posibil să împiedice efectuările acestor lucrări. În acest moment ne judecăm. Sigur că sunt pierderi destul de mari, există riscul să se deterioreze din punct de vedere tehnic lucrările efectuate acolo și cineva va trebui să răspundă. Lucrările începute în anul 2015 vor fi gata până la sfârșitul acestui an, a anunțat primarul interimar Aurel Popescu la Gorj TV. Prognoza ar fi ca în 2017, spre sfârșitul anului, să se apropie de final această investiție. E o investiție foarte importantă pentru noi, pentru târgujieni, pentru că scoatem în afara municipiului tot ce înseamnă trafic greu, dar nu este lipsit de importanță să amintim că de-a lungul acestei centuri ocolitoare se pot dezvolta și activități economice. Am avut posibilitatea să observ și probabil cu toții am observat că în foarte multe cazuri la centurile ocolitoare care au fost realizate deja în apropierea unor orașe, Turnu Severin, Pitești, Cluj, au apărut activități economice, diferite domenii de activitate. Unul dintre beneficii este faptul că pentru construcția centurii se folosesc materiale fabricate în județul Gorj. Betonul, de exemplu, este de cea mai înaltă calitate, iar la sfârșitul anului trecut a fost turnat beton pe podul cu cea mai mare deschidere din România. Lucrările au fost spectaculoase, 8 cife cu beton au alimentat continuu, iar 3 pompe au turnat în același timp pentru ca lucrarea să fie gata în timp util. A fost nevoie de 1000 de tone de beton. Ceea ce mă bucur eu foarte mult este faptul că producători autohtoni de beton, fabrici de betoane din Gorj, au pus umărul efectiv. Ne aducem aminte când se turna cu 3 pompe uriașe peste podul Jiului, dar fel și acolo și aici, în acest punct, cu beton din Gorj și cu ciment din Gorj. Construcția variantei de ocolire a municipiului Târgu Jiu presupune execuția 15 poduri și pasaje, 3 noduri rutiere, 2 intersecții giratorii pentru racordarea variantei est la DN66 și a variantei de vest DN67D, precum și construcția drumului cu un profil de 2 benzi și o platformă de 10 metri, din care parte carosabilă 7 metri și acostamente 3 metri. Eugen Pârvulescu are ușile închise la Pandurii Târgu Jiu. Marin Condescu și Eugen Pârvulescu au lucrat ani buni împreună, dar în acest moment relațiile dintre cei doi nu par să mai fie deloc bune. Întrebat despre această problemă, Marin Condescu spune că nu există temei legal pentru ca Eugen Pârvulescu să fie adus la club și să se ocupe de partea fotbalistică. În urmă cu câteva zile însă Pârvulescu declara că ar fi dispus să vină la Târgu Jiu dacă îi se va propune. Contactat telefonic astăzi, Eugen Pârvulescu nu a vrut să mai comenteze situația de la Pandurii Târgu Jiu. Duminică este programată reunirea echipei. Rămâne de văzut și ce jucători și antrenori vor fi prezenți la eveniment. Fostul pandur Pedro Mingote a semnat cu CSU Craiova. Fostul portar al echipei gorjene a fost prezentat ieri la reunirea echipei alb-albastre. În ianuarie 2008, Mingote a venit în România, la Pandurii Târgu Jiu, unde a jucat până în vara anului 2016. Atunci a trecut la ASEA Târgu Mureș. A ajuns la 174 de meciuri pentru cele două echipe. Mingote s-a stabilit deja de câțiva ani în orașul lui Brâncuș.
Jurnalul Gorj TV se oprește aici. Sunt Diana Speretoiu. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi de la ora 19. Mariana Palavu vă așteaptă la emisiunea cu dedicații în direct, Cântec drag pentru cei dragi. Noi ne revedem luni de la ora 18. Să aveți o seară frumoasă și un sfârșit de săptămână excelent.